Se știe foarte bine faptul că în momentul în care îți cumperi o mașină second hand, te expui la riscul de a lua o țeapă. Puteți observa și în aceste rapoarte poze înainte și după daune. Mașinile au fost reparate, puse la vânzare, kilometraj modificat. Bineînțeles, și în România se practică aceste scamatorii, să zicem așa. Puteți beneficia de 20% reducere la fiecare raport prin linkul din descriere. Exemplu este și această Skoda Octavia, care are și kilometri dați înapoi și anumite daune. Aveți link de care vertical în descriere. Bine, m-am găsit la un nou episod, un episod în care o să vă prezint încă o mașină adusă la comandă. Ei bine, data asta este vorba despre un Volvo V60. Este primul model pe care îl aduc, modelul ăsta, de la Volvo. Am mai avut cerere în trecut, însă, bineînțeles că oamenii voiau și air design, voiau și panoramic, voiau și kilometri puțin, voiau și să arate bine, voiau și să fie ieftină și voiau cam multe. Și un compromis trebuie făcut undeva. Dacă folosiți Instagram, găsiți pozele cu ea din Belgia de la licitație și de când a ajuns ca un before and after, iar dacă nu folosiți, iată, îi facem o scurtă prezentare și o să facem și un test drive cu ea. Volvo V60 2.0 diesel 150 de cai, varianta D3, care este cel mai des întâlnită pe Belgia. Probabil mulți dintre voi știți că acolo taxele se plătesc în funcție de kW și majoritatea mașinilor oricum sunt limitate din soft. Așadar, 2.0 diesel, avem farurile astea full LED, foarte frumoase de altfel. Mașina este oarecum versiune de bază, însă și prețul a fost pe măsură. Mașina asta a fost până în 14.000 de euro adus acasă. Este din 2019, are anvelopele astea de iarnă, care mai au ceva carne, mai au ceva profil. Parabrizul a fost schimbat în 2022. Mașina arată foarte bine, pentru că mașina are 225.000 de kilometri. Singura uzură este aici, în schimb volanul, schimbătorul, butoanele arată foarte, foarte bine. Oricum, dacă a făcut kilometrii ăștia în 4 ani, e clar că a mers la drum lung. În spate arată cam așa, destul de spațioasă. Plus, spatele astea, oarecum specific la modelele noi de Volvo, seamănă oarecum cu cel de la XC60. Avem deschidere electrică la portbagaj, un portbagaj foarte, foarte încăpător. Și ajută foarte mult faptul că este high-on și gura de încărcare e foarte mare. E o mașină frumoasă și arată foarte bine, chiar și pe tablă arată foarte bine, dar asta denotă faptul că mașina nu prea a văzut oraș. Iar viteza medie cu care a rulat oricum este de undeva la 70 la oră, deci nu prea a văzut foarte des regim urban. Scaunul din dreapta arată și el destul de bine. Cutie manuală, navigație, avem sistemele de siguranță specifice Volvo. Întotdeauna mi-a plăcut steagul Suediei acolo, un mic detaliu. Ceasurile sunt digitale, vin oarecum în standard. Iar aici se poate observa mai bine profilul anvelopelor. Practic, prea curând nu o să fie de făcut foarte multe investiții în ea. E clar că mașina a fost configurată pentru confort, nu are jante mari. Și în momentul în care a fost cumpărată de cel din Belgia, nu a avut foarte multe dotări, dar mașina a mers. Însă, e într-o stare bună, merge bine, mecanica este ok, nu bate absolut nimic. Trage, nu sunt martori aprinși, plus că avem și un istoric de la firma de leasing ce a avut mașina și s-au schimbat foarte mult senzori de noxe, senzori la filtre de particule, adică ce este mai scump și mai complicat să zic așa, a fost schimbat cât timp a fost mașina în garanție sau în leasing, dar a fost schimbat. De asta de multe ori e bine să cumperi și o mașină cu un rulaj mai mare, dar într-un timp relativ mic făcuți kilometrii respectivi, pentru că e probabil să fie o mașină foarte bună, să se fi schimbat ce era important și să fie per total în stare foarte bună. Mie mașina asta mi se pare că arată foarte bine. Știu că o să vadă clipul ăsta domnul Mignea, ce a cumpărat și el un S90 de la mine tot din Belgia și la fel avea ceva kilometri și mașina se păstrase foarte, foarte bine. Așadar, destul cu prezentarea exterioară, hai să trecem la volan și hai să vedem cum merge mașina asta cu kilometri mulți pentru majoritatea românilor sau alergată, cum zic majoritatea. De multe ori o mașină alergată e mai bună decât una care a mers încet și numai în oraș. Hai să trecem la volan și hai să vedem cum merge. Așadar, iată-ne și la volan. Bineînțeles, primul lucru într-un Volvo, ne punem centura și nu numai în Volvo. Însă se știe că mașinile astea sunt cele mai sigure și ar fi o blasfemie să zic așa să nu punem centura fix în Volvo. Îmi plac foarte mult farurile, îți oferă o vizibilitate foarte bună și am văzut foarte rar ce-i drept. Am văzut și modele cu farul cu halogen, am văzut multe pe Anglia. Poate că sunt oameni care folosesc mașina strict până la muncă și nu merg pe timp de noapte și poate că nu interesează partea asta de faruri. În primul rând e vorba de siguranță, mai ales dacă mergi noaptea și în al doilea rând e vorba de design. Mie îmi plac foarte mult farurile cum sunt desenate cele de la modelele noi de Volvo,
că e vorba de V60, XC60, S90, toată gama nouă de la Volvo, mă rog, nouă, 2017 plus. Și acum știu că vor fi mulți în comentarii: domne, e cheală, domne, n-are dotări, domne, nu știu ce, da, dar să-ți cumpere o mașină 2019, un break de la Volvo, care totuși are strictul necesar și până la urmă, dacă bugetul e oricum limitat, să-ți cumpere o mașină din asta la 13-14.000 de euro, mi se pare un deal bun, mai ales că are destul de multe piese importante și scumpe schimbate. Are destul de multe sisteme de siguranță care vin în standard, adică are lane keep aid, are lane departure warning, asistență evitare coloziune, adică totuși există niște sisteme de siguranță. Avem comenzile pe volan, aici este pilotul automat, l-am setat la 74 la oră. Îmi plac foarte mult și ceasurile astea sunt digitale, iar în jumătate avem navigația. Funcționează sistemele de siguranță, adică funcționează lane assist-ul, probabil dacă o să las volanul liber, la un moment dat o să intervină sau dacă o să vadă că o să trec peste marcaj, dacă se și vede marcajul. Avem mod de eco, start-stop, navigație, Bluetooth, performanțe șofer, vis-a-vis de performanțe, am zis anterior, este varianta D3. Consumul mediu pe care l-are mașina asta e de 5,4% și are viteză medie de o secundă, viteza medie de 64 de km la oră, ceea ce până la urmă este o viteză relativ mare, adică înseamnă că am mers 80-90 probabil în medie, dar buzurile într-adevăr la mașina asta sunt mici, adică butoane nu sunt uzate, schimbătorul nu este uzat și totuși sunt 225.000. Dar eu o consider o mașină bună și sunt de părere că dacă o mașină are kilometri puțini, nu știu, 200-300.000 în 4-5 ani de zile, eu nu consider că mașina e de aruncat la gunoi. Mașina mea personală e din 2017 și deja am aproape de 230.000 de kilometri. Ce o să fac acum, o să o arunc la gunoi? Nu, pentru că sunt destule E-clasuri care au depășit borna de 300-400.000 de kilometri și încă merg foarte ok. Bine, sunt și mașini, după părerea mea, destul de durabile. Nu mai sunt precum modelele anterioare, dar sunt durabile. Eu zic că sunt fiabile. Și eu zic că fiabilitatea asta este oarecum indusă și de faptul că nu sunt motoare forțate. Foarte multă lume m-a certat și mi-a zis: băi, frate, că ți-a luat motorul ăla de 2.0-150 de cai, că să vezi ce o să tragi de el și așa mai departe. E, lasă că dacă belgianul care are autostrăzi și drumuri bune și a putut să meargă cu 150 de cai, cred că aș putea și eu să merg cu 150 de cai la noi în țară. Eu nu mi-am cumpărat E-Class sau Mercedes pentru sportivitate, mi-am cumpărat-o pentru confort, pentru faptul că știam că o să merg mult cu ea, adică am 110.000 de kilometri în 2 ani de zile, mașina nu a avut niciun fel de problemă, chiar o să fac un clip cu ea zilele următoare. Deci nu am ce să-i reproșez. Da, nu are putere, ok, fac o depășire cu ea dacă am nevoie, cum și cu mașina asta faci. Da, este Volvo V60, este o marcă spre premium, este un model scump, relativ scump de nou, depinde cât de dotat e, cum să-l iei manual. Pur și simplu, sunt oameni care încă speră să prindă mașini cu cutie manuală în anii viitori, deși probabil nu vor mai fi mult timp de aici încolo și pur și simplu simt nevoia să conduc o mașină cu cutie manuală. Și eu, de exemplu, ultima perioadă am condus numai automate. Practic, când conduci o manuală, bine, trebuie să și placă timoneria, la mașina asta îmi place cum se simte timoneria. Când conduci o cutie manuală, poți să zici că te simți mai șofer decât într-un automat. Practic ai mai mult control, să zic așa. Deci și la automată poți să ai mod de manual pe impulsuri, poți să ai padele și așa mai departe. Dar este o chestiune de gusturi. Am mai adus mai de mult un S90 manual. Pur și simplu, cel care a cumpărat-o de nouă, fie a avut un buget limitat pentru o mașină nouă, sigură, spațioasă, confortabilă și a găsit-o pe aia pe stoc, fie pur și simplu sunt oameni care sunt interesați în continuare să cumpere mașini cu cutie de viteză manuală, pentru că poate nu vor să aibă grijă a schimbului de un ulei în cutie, deși și la manuală se schimbă, dar nu e aceeași uzură, nu sunt aceleași costuri. Dar sunt și oameni care vor o mașină cât mai simplă. De exemplu, mașina asta eu zic că poate să ajungă la 300.000 de kilometri fără probleme foarte mari. Motorul nu este forțat, este un motor economic, taxele sunt mici, ai cutie manuală, volanta nu se aude absolut deloc la ea. Probabil, tind să cred că este volanta originală, dar având în vedere kilometri pe care are și perioada de timp în care a făcut kilometri respectiv, eu zic că este cea originală și nu are uzură foarte mare. Sunt oameni care într-adevăr nu cumpără kilometri și cumpără mașina, însă sunt și foarte mulți oameni care se bucură la kilometri și e ok, kilometri sunt importați la o mașină, dar contează și cum a fost făcut și contează ca mașina aia să fie, mecanic vorbind sau tehnic, să nu aibă probleme sau să fie raportate la
kilometri pe care are mașina. Că dacă tu cumperi o mașină care are 40.000 în 3 ani și 4 ani, 5 ani, 6 ani și a fost mersă numai în oraș și numai bară la bară și mai e și diesel și așa, șansele să fie atinsă peste tot sunt destul de mari, șansele să aibă DPF-ul destul de înfundat sunt destul de mari, ambreiajul, volantul cel mai probabil este destul de uzat chiar dacă mașina are kilometri puțin. Sunt mulți oameni care nu iau în calcul treaba asta și ei cred că dacă o mașină este rulată puțin este și neapărat bună. Nu zic, este într-adevăr, dar uzurile pot fi mult mai mari la o mașină cu kilometri puțini care a mers strict în oraș sau a mers numai cu viteze mici, numai întâia, a doua și așa mai departe. Mașina asta se simte solidă, este bine insonorizată și merge bine. Mie chiar îmi place cum merge, are și un ITP făcut recent în Belgia, un Carpass. Iar acolo sunt cazuri în care Carpass-ul este roșu chiar și dacă ai un amortizor care curge, adică sunt un pic mai stricți față de... de cum se făcea cel puțin cândva la noi ITP-ul, dar nu simt nimic în volan la frânare, nu discuri, plăcuțele sunt ok, adică mașina a avut diferite intrări în reprezentanță și ultima intrare e undeva până în 220.000 de kilometri, adică chiar și atunci când mașina avea deja un rulaj poate mare pentru străini, pentru noi, eu personal nu mi se pare mulți kilometri, 220-230.000, pentru că mașinile sunt făcute să ducă milionul unele, dar mai depinde și de exploatare, depinde pe unde merge mașina, depinde ce ulei se pune la revizie, depinde la câți kilometri se schimbă uleiul, bineînțeles, adică poate uleiul e unul de calitate, dar îl schimbi la 40.000, îți dai seama că nu o să mai aibă aceleași proprietăți, asta e clar. Deci sunt mulți factori, sunt mașini care și la mine, de exemplu, am prieteni care au E-Class ca al meu, B-Turbo sau cine știe ce motoare foarte complicate. Și într-adevăr, la 60-70.000 de kilometri au picat motoarele pentru că sunt forțate. Adică da, ai putere, ai cai, dar eu întotdeauna mă întreb unde te folosești de ei. Deci mașina asta, da, este break, da, probabil este destul de grea. Dar eu zic că pentru cineva care are așteptări normale și o folosește pentru uz normal, mie mi se pare mai mult decât suficient, pentru că nu știu unde ai putea să folosești mai mult de 150 de cai. Adică mi se pare mai mult decât suficient. Și totuși o mașină grea. Adică 2.0, oricum marea majoritate caută motoare până în 2.0 pentru RCA un preț accesibil, pentru impozii și așa mai departe. Dar mie mi se pare, am condus și S90, 150 de cai, am condus multe mașini și totuși mi se pare că e o putere suficientă, plus că nu cred că o să stai tu toată viața numai în depășiri. La fel, pe V40, variantele de Belgia, sunt variantele de 2 de 120 de cai. Caroseria e mult mai ușoară, eu zic că are reprize probabil ceva similar cu mașina asta, ok, dar din nou, eu mă gândesc că dacă belgianul sau cel care a cumpărat-o de nou a putut să meargă cu caii ăștia și a putut să se descurce cu ei, cred că am putea și noi. Problema la noi este că foarte multă lume se crede pilot și crede că nu o să aibă unde să, că nu știu câtă lume folosește toți caii ăia și cât de des îi folosește. Că până la urmă nu avem drumuri pe autostradă, eu personal mai mult de 140 nu merg și pot să ajung la 140 și cu 80 de cai și cu 150 și cu 300. Da, într-o depășire poate că și eu uneori simt nevoia de mai multă putere, dar de multe ori stau și mă gândesc că cât, nu știu, cât aș putea eu să câștig prin depășirea respectivă. 15 secunde, 20 de secunde. Ok, mai fac 10 depășiri până la destinație, un drum lung, scute 10 minute. Îmi pun viața în pericol, poate trebuie și ăla din față să mă ferească, să nu dăm în alte probleme. Adică nu văd rostul, de multe ori nu văd rostul. Și mi se pare că o mașină de genul ăsta mi se pare foarte bună, în sensul că nici nu te împinge de la spate să mergi agresiv sau tare. Pur și simplu, știi că nu ai cai, știi că nu te poți baza pe ea în totalitate, mai bine nu te bagi. Acum, părerile sunt împărțite, știu că sunt fel și fel de oameni, adică, domne, pe eu vreau să treagă, domne, eu vreau să fie așa, eu vreau să fie așa. Sunt total de acord. Fiecare face ce vrea cu banii lui, de exemplu și despre talisman, domne, care cai puțin, care motoare mici. Ok. Olandezul, belgianul, care au drumuri și au salarii și așa mai departe, de ce își cumpără 1.5, 1.6 DCI? De ce? Că ei poate au unde să alerge cu 200 și la oră. Dar pe ei nu interesează asta, la ei limita 110, ai depășit limita, îți vine amendă acasă. Ei știu treaba asta și pe ei nu interesează. Plus că ei de cele mai multe ori, că multă lume nu înțelege de unde sunt mașinile de pe Adesa, de exemplu, cum a fost adusă și mașina asta, sunt mașini de leasing, de exemplu și mașina asta a avut-o belgianul de 9, a plătit leasingul aia, au pus-o la licitație și am cumpărat-o noi. Dar
este un moment foarte bun să cumperi o mașină, pentru că sunt mașini abia ieșite din leasing și garanție și în principiu sunt puse la punct. Așadar, fără să mă lungesc foarte mult, dacă aveți în familie un Volvo sau un V60 din ăsta, puteți să îngeți în comentarii dacă sunteți mulțumiți de el, de ce, dacă nu, de ce. Din nou, dacă folosiți Instagram, găsiți pozele cu ea din Belgia și de când a ajuns ca un before and after. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă mulțumesc pentru interesul pe care îl aveți unii dintre voi să colaborăm. Deci, credeți-mă, la ora actuală am așa ca un backup, cred că cu 2 luni de zile am făcut un episod în care am zis că am peste 400 de mesaje pe WhatsApp la care n-am apucat să răspund. Iar la ora actuală este aproape de 900. Încerc pe cât posibil, de exemplu luna asta, până în data de 7 sau 8 cât este astăzi, am luat 7 mașini, cred, adică o mașină în fiecare zi. Vă dați seama, trebuie să fie timingul ăla perfect, adică să găsim mașină, să fie în buget, să fie clientul serios. Sunt mulți factori și de multe ori pentru a aduce o singură mașină trebuie să vorbești cu peste 30 de oameni, poate. Dar asta este meseria pe care am ales-o, îmi place ceea ce fac, mi-am asumat, nu mă plâng, îmi convine, adică până la urmă fac ceva care îmi place și asta e mult mai important decât alte lucruri. Așadar, ăsta este episodul, eu vă mulțumesc pentru vizionare, iar noi ne revedem la următoarele episoade. Vă salut!